Greu de imaginat, dar adevărat, cel care se presupunea că ar trebui să le îngrijească pe cele două fete aflate în plasament, au fost abuzate sexual chiar de asistentul maternal. Conform știrile Canal faptul fapta a ieșit la iveală în urmă cu mai bine de 2 ani și jumătate, însă cazul nu a fost niciodată mediatizat pentru a proteja fetele de o eventuală revictimizare. Acum totul poate fi dezvăluit, deoarece la sfârșitul săptămânii trecute, bărbatul a fost condamnat de judecător la 8 ani de închisoare în regim de detenție cu interzicerea unor drepturi potrivit monitorului de Botoșani. Totul a început în octombrie 2019, când subunitatea de poliție a fost sesizată cu privire la faptul că două minore ar fi fost victimele unor agresiuni sexuale. La intervale diferite de timp, de cel puțin trei ori în cazul fiecărei fete, bărbatul care exercita ocrotirea minorelor, profitând de imposibilitatea victimelor de a se apăra, de a fi apărate și de a-și exprima voința datorită vârstei fragede, prin mângâieri și atingeri nefirești în zona intimă, a desfășurat acțiuni care au produs satisfacție de natură sexuală, au menționat anchetatorii. În urma procesului, bărbatul a fost condamnat în primă instanță de judecătoria de răbani la trei ani și șase luni de închisoare, dar atât el cât și procurorii au făcut apel. Sentința definitivă a venit abia vinerea trecută, când magistrații suceveni au majorat pedepsa și au interzis dreptul de a fi tutore sau curator și dreptul de a comunica cu fetele sau cu familiile acestora.